Și la ce-i folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sunt Rea Brodan și ascult devoționalul Via. Carol cel Mare a murit de pleurizie la 28 ianuarie 814. A fost singurul împărat care a reușit reunificarea Europei Occidentale de la prăbușirea Imperiului Roman de Apus. A luptat cu maurii din Spania și a încreștinat zone importante din estul Europei cu forța, cu amenințarea pedepsei cu moartea pentru cei care nu se încreștinează. Masacrul de la Verdun, unde a omorât 4500 de saxoni, a rămas o pată urâtă pe imaginea lui. Viața lui morală nu s-a ridicat la nivelul vieții lui politice. A fost îngropat în aceea zi în catedrala din Aachen, capitala Imperiului Carolingian. O mulțime de legende înconjoară viața acestui împărat. Una dintre ele ne spune că după 180 de ani, Otto de Lomelo, conte de Aachen, împreună cu împăratul Otto al III-lea, au descoperit mormântul lui Carol cel Mare. Spre surprinderea tuturor, când au intrat în mormânt, au văzut că împăratul fusese înmormântat, îmbrăcat cu haine luxoase, așezat pe tron, având coroana pe cap, sceptrul în mână și o Biblie deschisă pe genunchi. Se spune că degetul arătător îi era așezat pe un text din Sfintele Scripturi, Marcu 8:36. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce să faci ca să nu-ți pierzi sufletul? Iisus ne răspunde în Marcu 8:34. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Iisus nu a încercat niciodată să mituiască omul cu oferta unei vieți ușoare alături de el. Winston Churchill, în primele luni ale celui de-al doilea război mondial, a chemat Anglia la faimosul trio Blood, Sweat and Tears, sânge, transpirație și lacrimi. Cam aceasta este și oferta Domnului Iisus. Iisus ne cheamă la sânge, adică lepădare de sine. Asta este mult mai mult decât a renunța la câte ceva cu anumite ocazii. Renunț la cafea, la ciocolată, la un concediu, etc. Expresia grecească pentru a te lepăda de sine înseamnă a nu avea nici o conexiune, nici un fel de legătură cu sine. Apoi, Iisus ne cheamă la transpirație, la a ne lua crucea. Unii cred că a-ți lua crucea înseamnă a-ți purta boala cu demnitate sau a trece cu demnitate prin vreo încercare. Nu aceasta este crucea la care se referă Iisus aici. Purtarea crucii este un act voluntar. Iisus ne cheamă să luăm crucea, dar nu ne obligă, este decizia noastră. Boala, încercarea, etc. nu sunt acte voluntare, nu noi ni le-am ales. Deci, a lua crucea presupune un act voluntar pe care îl faci de dragul lui Iisus. Te oferi de bunăvoie să-L slujești pe Iisus. Poate fi o responsabilitate ce ți-o asumi? O dărnicie jertfitoare? De fapt, chiar un mod de viață ce ți-l dezvolți? Afișarea răbdării față de cineva care recidivează mereu în relația cu tine este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. Arătarea bunătății când celălalt nu o merită este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. Refuzarea gândurilor de invidie când vezi progresele celuilalt este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. Disciplina de a nu-ți afișa realizările chiar atunci când ai motive întemeiate pentru ele este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. A-ți înghiți cuvintele necuvincioase care dau să-ți iasă din gură la vederea jignirilor este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. A căuta folosul celui de lângă tine, chiar dacă asta înseamnă să renunți la anumite drepturi ale tale, este un act voluntar izvorât din iubirea de Iisus. Și apoi, Iisus ne cheamă și la lacrimi, adică să îl urmăm. Iar această umblare produce lacrimi pentru că ne duce împotriva curentului și necesită multă disciplină. Dar, dacă răbdăm,
vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El și El se va lepăda de noi, ne spune Apostolul Pavel în 2 Timotei 2,12. Și la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Îți mulțumim că asculți devoționalul Via, producție a Bisericii Via, Cluj-Napoca, România.